Ce-am ajuns? Dita mai colonelul să ajung să mă milogez de bani de țigări la nevastă. Da, eu. Dita mai sergentul să n-am o amărâtă de gagică. Până și ultimul tilicar de unitate, recte gogoașa are gagică, numai eu nu. Pare că sunt blestemat șef. Eu sigur sunt. Da, dar eu sunt și idiot. Eu ce să mai zic? Auzi, să-i dau cardul pe mână. Ce sinucigaș tâmpit. Ce să fac, șeful? Îmi trebuie o iubită, că al minter simt că o iau razna. Auzi, mă, mai bine îți găsești pe una mai așa și așa, dar care să țină la tine decât una frumoasă. Adică să mă cuplesc cu una șparlie? Da, mă, dar poate-i deșteaptă și îți faci treaba cu ea. Șeful, o femeie trebuie să fie jumătate frumoasă, jumătate deșteaptă. Dacă e numai deșteaptă, e jumătate femeie. Dumneavoastră v-ați cupla cu jumătate femeie? Mărlane, jumătate e mai mult decât nimic. Corect. Și dacă e deșteaptă, face ea banul pentru tine. Tu stai ca buierul. Și ce vezi, la asta nu mă gândisem. N-aș fi avut și o parte de una de-asta. Mai stăteam acum să mă milogez de bani de țigări la nevastă. Uite și tu ce am ajuns să pumez. Uite. Marihuana? Nu, idiotule, sunt țigări fără filtru. Dar luați-i șeful cardul înapoi. I l-am luat, Mărlane, dar prea târziu. L-a golit. Aveți dreptate, dumneavoastră sunteți stâmpit. Dar nu puteți să-l goliți dumneavoastră pe al ei? Cum? Că nu știu codul. Au, dar bolovan sunteți. Lăsați, șef, că dacă găsesc eu o gagică de-aia inteligentă cum ați sfătuit noastră, o să rog pe ea să vă ajute problema asta cu... Poate vă rezolvă. Stați, că răsare soarele și pe strada noastră. Numai acum că trebuie să mă la ziar să dau un anunț, nu? Să caut cum să-l formulez. Tânăr naiv, cult, caut nevastă... Deșteaptă și cu bani, nu? Cine a fost pisoi? Poștaș. Auzi, mă? Când ai fost tu la hotel în Ploiești? Eu? Niciodată. Niciodată, a? Și factura asta cine a trimis-o, mă? Duhul Sfânt! Cine a trimis-o? Hai, iubi, că poate o fi a vreunui vecin. Un vecin cu numele tău. Domiciliat aici. Ia uite. Room service 14 milioane. Dar s-a aruncat fufa, nu glumă. Auzi, știi ce? N-am chef de glumele tale. Te rog frumos, hai. N-ai chef, ha? Nu. Ia uite. Ia uite și un Iași. Auzi, mă, tu ai o fufă în fiecare oraș sau e una de te pune să o plimbi prin fiecare oraș, ha? E, asta e doar de 6 milioane. Cred că era sătulă de la Ploiești. Măi, femeie, tu nu înțelegi că eu n-am fost în viața mea în orașele alea? Mhm. N-ai fost, nu? Ia uite. Dar la Bușteni ai fost? Păi la Bușteni am fost cu tine, nu ți-amintești? A, ba da, cum să nu, mi-amintesc. Dar știi ce nu mi-amintesc? De room service-ul din cort. Ia uite. 25 de milioane. Dar ce a comandat asta, mă? Ce-a comandat? Salată din grădina ursului, salată de floare de colți, chebana bonsai, ce-a comandat, mă, zi? Mă, iubi, tu înțelege că eu n-am nicio... N-ai nicio. Ce-ai zis tu? Nu mai am cash, lasă că trimit facturile să le plătească proasta, nu? Bă, ți-ai luat țeapă, pentru că fufa o să le plătească. Ia de aici, ia facturile și să ți le plătească fufa, da? Ieși! Ieși, am zis! Ieși! Ieși, mamă, stai cu minte, că... Ieși! Ieși! Și să nu vii decât când sunt facturile plătite, da? Că sunt facturile, pot să iau? Păi, mamă!
cât ești de prost! Gata, domn sergent. E deja 8? Gata, Chioretă. I-ai zis lui Desire să-l mă deranjeze. I-am zis, domn sergent. Dar cred că nu rămâneți aici toată noaptea, nu? Nu rămân, bă, cu să înțeles că asta e tocilară de aia, bă. Cu tocilarele nu rezolvi în prima cu hâța-hâță. Nu știi că trebuie, nu știu, cu vorba, le plimb pe la cofetărie, pe la film, pe la... Hai, dă-i drumul! Basta, trăiți! Mersi, bă! Poftiți, vă rog! Luați loc! Mulțumesc! Dar la ce lucrați așa de intens? La un poem, că trebuie să-l trimit. Am contract cu editora, mă așteaptă să le trimit ultimul volum. Scrieți poezii! A, de la 3 ani că eu am fost precoc. Dar luați loc, mă, faci că pareți scund așa. Și eu scriu poezii. Nu știu de ce nu mă mir. Mie îmi place mai mult poezia de dragoste și poezia ca zonă. Asta de cătărie. Mă rog, dar asta e și obligația de serviciu, pe de-o parte. Înțeleg. Nu, vă rog să nu vă holbați asta, să nu vă uitați la mine în caiet, că eu am un principiu. Nu arăt creația la nimeni decât până când vede tiparul și după aia. Nici chiar unei făpturi așa giga și ca tine. Și dracu mi se strâmpeze dinții, nu știu. Dar când o să fie gata, o să mi le arăți, nu-i așa? Mă tinstă că fac herpes! Ți-arăt! Că așa procedăm noi demiurgii ăștia care mai scriem poeme. Opera mai, opera ta e tranzit. Adică opera mea trece în tranzit și până la tine. Mai încolo. Ce mare poet ești. Bine, am mâncat și la prăz două porții. Sunt asta, stâna de vale. Unde naiba mai ești asta? Hai să treci. Salut, Mirciulica. Ce arde, mă, la ora asta? Tai jos, Mirciulica, că am dat de naiba. Ce s-a mai întâmplat? Uite-te și tu aici. Uite. Conform plângerilor înregistrate la poliție, numărul persoanelor înșelate se ridică la peste 150. Cercetările avansează însă greoi, neexistând până la această oră date despre identitatea excrocului. Păi ești nebun! Nu, e genial, domn Capral. Dar eu tot n-am înțeles cum faci ăștia. E și mare greutate, mă. Trimi niște facturi false la granguri, trec în loc de contul furnizorului, adică ăla care emite factura, contul lor personal și frerii le plătesc. De-aia nu văd, mă. Că nu sunt facturile lor? Ce să spun, știe țața Leana, contabila lui Becali, că nu a fost barosanul la nu știu ce hotel, la nu știu ce dată. Aia când îi vine factura, o plătește automat. Sau mai nou, o plătește calculatorul, nici nu se mai obosește. Nu mă, zici și tu. Corect. Prin multe cash. Prin... Băi, ești nebun prin cash din ăla? Bun, și voi nu știți cine emite facturile astea? Nu, că o face de pe net și nu s-a atins încă de banii strânși în cont. Dacă nu vine nimeni să-i ridice, pe cine să arestăm? Pe Sfântul Duh, pe cine? Păi și ce face cu banii? Habar n-am!
Pănuiesc că își caută un papagal să-l prostească, transferă banii pe numele lui, ăla scoate bănuțul și dacă nu suntem pe fază, ne alegem cu fraierul și ceva mărunțiși. Eu ce fac, Mirciolică, eu ce fac? Evident că nu plătești, ce-i nebunit? Nu mă, ce fac cu nebuna, că m-a dat afară din casă. Nici nu știi cât de bucuros sunt că ne-am cunoscut. Da, ia. Nu-i așa că suntem două suflete pereche? Exact, sau cum ar spune și filfizon ăsta, filozoful, sufletus îmbrigatus interruptus. Ce frumos! Și cât de romantic! Auzi, nu vrei să sponsorizez eu volumul de poezii? Mi-ar face mare plăcere. Care e volumul? Cum care? Care ai zis că-l scrii? A, dacă eu scriu, uitați, eu scriu, dacă eu sunt un spirit mai ludic, așa, scriu cărți, scriu poeme, ai tu bani pentru așa ceva? Pentru un talent ca al tău, oricât. Să nebunești, păi da, pe necunoscut, fată! Și ce, dacă eu am încredere în tine, tu ești un mare artist, 5 milioane ajung? Cât? Corect, 10, că lansările costă. Dar de unde ai tu, mă mică, atâția bani? Afaceri, sergent. Dacă nu sunt frumoasă, măcar deșteaptă să fiu. E, cum poți să spui tu care ai atâtea afaceri că nu ești frumoasă? Tu ești de o frumusețe crudă, ești discretă, ești o frumusețe retrasă. Stai mai încolo că ești o frumusețe retrasă, nu ți-am zis. Ești ca manichinele alea de la televizor, ai văzut că ele e frumoase, dar e de o frumusețe urâtă. Și așa ești tu, o frumoasă urâtă, cu crengi. Să-mi dai un număr de card în care să-ți transfer banii. Număr de card? Uite, mă, mă. Oh. Da, da, îți dau eu un număr de card. Mă gândesc că dacă aș putea să intru pe adresa de mail de pe care sunt transmise facturile, îi dau de urmă. Străduiește-te, Gogoașe, că ne umplem de bani. Uite, hai că, uite, îți fac și masaj ca să te poți relaxa, să gândești mai bine, da? Hai, da. Ai bă, popoză, dar la cât se ridică recompensa, mă? 100 de milioane chiorete ne îmbogățim! Străduiește-te! Gogoașe! Da, șeful. Las prostiile, pune mâna pe laptop și creează și mie, mă, un card de ăsta bancar. Și scoatem după internet un volum de poezii, fă și mie o carte de prezentare. Ce volum, șeful? Nu contează! Adică stai... Găsești și tu un autor de ăsta, celebru mai necunoscut, așa, un Hamutowski, un Berzelius, un Erlenmeyer. Hai, mai repede dacă mă grăbesc. Șeful, dar avem puțină treabă. E vorba de recompensa... Ce recompensă, mă? Lasă-mă că vă recompensez eu, dar nu o să vă lăfăiți în bani, mă. Hai, aștept urgent, da? Ia mă și mai bea. Mai. Yes! Hey! În sfârșit! Mi-a intrat pe serverele scrocilor. Aha! Am găsit și programul cu care să falsifică facturile. Ce tare e, zic, cu așa. Să înțelege, femeie, că eu n-am nicio vină. Ți-a explicat și Mircea. Până nu văd, nu cred. Doamnă, nu pot să vă arăt acte. Dosarul e în derulare, nu se poate. Ce zău? E, atunci doarme aici. Cât mai durează, mă, până îl prindeți, că nebunesc. Ți-am spus, abia azi s-au transferat banii și așteptăm să vedem cine e titularul contului, cine îi ridică. Cât mai am și adesea ce, domn sergent, că sunt și o frân. Chiorete.
Ce ți-am zis eu, mă, să nu mă deranjez când îmi aștept iubitica? Aud? Băi, mi-o fi zis, dar eu mi-s frunt și vreau să fac și o năniță. Păi zi, bă, așa, țâmpitule. Ia, Dancie. Ia. 5 bulioane? Te duci frumos la hotel și iei și un cadou lui gagică ta de bani ăștia. Am zburat, Barosane! Yes! Să nebunesc, e și cheală. Ai venit, frumoasă! Ai făcut ce te-am rugat, bobocel! Da, păi, micuțe, eu te-am cipat părnița cu bani, ia! Deștept! Nu, lasă că știi cu herpesul, că ia tu banii, las mie herpesul! Cu toate, auzi, dar nu ți-e frică să mergi așa singurică cu dita mai palanca de bani pe stradă? Hai că merg eu cu tine! Nu-i nevoie, am venit cu mașina. Trebuie să fug, am niște plăți urgente de făcut. A, păi, și când ne mai vedem? Te sun eu. Ți-ai oprit aia 10 milioane pentru carte? Exact cum ai zis tu, e aceea. Te pupic, vorbim de seară. Mă rog, n-am putea numai să vorbim fără herpes. Păi da, dar papagalul scoate bani și ideea scrocilor. Ideea e să-i prindem în flagrant, că după aia... Da. Ce, mă? Păi eu sunt acolo. E vreun umranul Ferina la tine în unitate? Da, sergentul. Veniți, mă, urgent aici. Hai, pa. El a scos bani. Unde e? Vino cu acel. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. De la Mârlanu? Toți ăștia? Du-te, bă, de aici, că nu te cred. Ce faceți, mă? Tot mai căutați falsificatori? Păi, șefă, mai avem un pic și prindem. Ia, Chiorete, bonusul pe care ți l-am promis. Gogoașe, ia și tu că m-ai ajutat cu cartea. Tu ce te uiți, mă, Miro? Ia, mă, și tu să nu zici că scârțan. Dar zi să rămână nașule. Să rămână nașule. Ia mai zi-mă o dată. Să rămână nașule. Și fără număr. Să rămână nașule. Dă, mă, 1 milion înapoi să-i dau și lui Lingo ăsta, că m-a nebunit. Ia, mă. Să-i... Poliția, nu mișcă nimeni! Bă, băiați, nebunit! Ați ajuns falsificator la știri? Bă, nu știu, tocmai încercăm să-i prindem pe aia! George, ăsta e programul de falsificat facturi. Îmi pare rău. Ei sunt. Luați-i! Excelentă reprezentație! Bă, tu mă crezi proastă? Tu chiar crezi că eu înghit teatrul ăsta ieftin? Ce teatru, dragă? Adică vrei să-mi spui că handicapații ăștia au furat sute de milioane prin calculator, da? Când ei nu sunt în stare să dea un shutdown la calculator, îl scot din priză? A? Și de unde are, mă, Mârlanu, card? A? Cine i l-a făcut? Tu, normal, ca să-ți plătească proasta de mine facturile tale inventate, nu? Și după aia să-ți dea el banul. O să dormi pe preș, George. Până o să mor, o să dormi pe preș, mă! Omor, dacă nu termenul nu ta naiba, să mai încredere în femei, domnule, dacă nu te... Sergent, eu te cred. Dar dacă nu-mi dai semnalmentele, n-am cum să te ajut.
Cum ai dat de ea? M-a sunat, că ea m-a sunat pe mine, că eu am dat anunț la matrimoniale. Descriu mai amănunțit ca să te pot ajuta. Chelioasă, cu ochelari funduri de sifoane, avea o trompă așa ca de tapir. Ce-ai fi văzut la ea, nici eu nu știu, că de obicei moare femeile după mine. Mary! Preia tu că am cedat psihic. Poate te inspiră domnișoara, că e mai drăguță, nu? Săruna! Luați loc! Și ia zi, sergent. Cum arăta aia? N-aș pară, în viața mea mai mă încurc cu nasoale de-astea, că te nebunește de cap. E niște scroace sentimentale. Dumneavoastră aveți prieten? Sergent, eu te cred, dar dacă nu-mi dai semnalmentele, nu pot să te ajut. Le-aș da, dar nu semnalmentele, da. Da, trebuie de înțeles, e de poliție. Omor, o termen, dacă nu ne urâta naiba. Doamne, de ce eu și nu el? Sergent, eu te cred. Am uitat, stai că am uitat ce trebuie să zic. Să mai ai încredere în femei. Urâta naibii.